să vă salut, vă spun bună ziua și vă mulțumim pentru că v-ați deplasat la sediul USL-ului pentru o scurtă conferință de presă. Știm că astăzi sunt foarte multe evenimente și nu vrem să vă ocupăm foarte mult timp. Dorim să vă comunicăm că situația din Valea Jiului este deosebit de gravă și considerăm că în România trebuie respectate legile. În primul și în primul rând trebuie respectate legile. Ceea ce se întâmplă în Valea Jiului se datorează faptului că acest guvern nu respectă legile în România. Contractul colectiv de muncă, inclusiv un act adițional semnat la contractul colectiv de muncă, reprezintă o lege care trebuie semnată, respectată după ce a fost semnată. Ca atare, considerăm că minerii din Valea Jiului au tot dreptul să protesteze, mai ales că au mai pățit acest lucru și atunci când au trebuit plătite acele salarii compensatorii și au trebuit făcute toate artificiile din lume ca oamenii să se bucure de drepturile pe care le au. Ceea ce dorim să vă comunicăm este că în România există soluții și dacă guvernul dorește într-adevăr să-și respecte angajamentele pe care le are față de cetățenii săi, poate găsi soluție de rezolvare. Astăzi, în acest moment, domnul Iancu prezintă soluția de rezolvare în ceea ce privește energia electrică care trebuia furnizată și minerilor ca o facilitate pe care au avut-o și au pierdut-o în ultimul timp. De aceea, pentru a nu vă ocupa mult timp, am să-i dau cuvântul să se pronunțe în privința soluției pe care noi o propunem de rezolvare, urmând ca dacă dumneavoastră aveți întrebări pentru alte amănunte, vă stăm la dispoziție. Da, bună ziua! Eu am să mă adresez direct primului ministru, pentru că sunt absolut convins că soluția corectă nu-i va fi transmisă și bănuiesc că pentru domnia sa este mult mai greu în acest moment să și identifice pentru fiecare domeniu soluția corectă. Prin urmare, conflictul din Valea Jiului poate fi stins imediat, chiar și în cursul zilei de astăzi, dacă în baza contractului existent astăzi între CET DEVA, deci producătorul de energie electrică din Deva, care produce energia având ca materie primă energetică puila, cărbunele din Valea Jiului, și în amestec cu energia hidroelectrică pot majora cantitatea aferentă hidro în acest coș în baza contractului existent. Cu alte cuvinte, de ce m-am adresat primului ministru? Pentru că domnia s-a angajat public, tot la solicitarea noastră, interzicerea exportului de energie electrică și nu s-a întâmplat. Limitarea exportului de energie electrică și nu s-a întâmplat. De asemenea, a anunțat public faptul că va anula contractele cu băieții deștepți. Nu-i propunem altceva decât să preia cantitatea din contractele cu băieții deștepți și mai ales din contractul cu RUDNAP, și să mărească alocația din contractul existent astăzi cu CET DEVA. În consecință, această energie electrică va fi vândută în totalitate în piața de energie electrică, DEVA va funcționa la capacitate, va folosi în integralitate cărbunele din Valea Jiului și vor putea să acopere cu adevărat costurile reale de producție a huilei în Valea Jiului și, implicit, vor da soluție imediat acestui conflict. De ce? Vă este cunoscut faptul că, în prezent, toate exploatările sunt blocate și, de asemenea, este blocată calea de acces în Petroșani. Confederația sindicală, cea care îi reprezintă pe acești oameni, a făcut demersuri, respectiv Confederația Sindicală Meridian, la președintele României, la primul ministru, președintele Senatului, președintele Camerei. Niciunul dintre aceștia nu le-a dat soluție, abandonând, practic, această categorie socială în fața unui document angajat de minister și de guvern. Cu alte cuvinte, vinovat este guvernul prin Ministerul Economiei, dar o vinovăție îi revine și președintelui Traian Băsescu în urma discursului de ieri din Parlament, când, anunțând creșteri salariale, a creat orizontul de așteptare și pentru această categorie socială, care se simte de două ori nedreptățită. Pe de o parte, pentru că nu li se respectă actul adițional prin care nu li se oferă altceva decât compensarea pentru acea componentă de risc în activitatea lor. Compensare. Nu au cerut nimic altceva. Și Ministerul, în consecință, a aprobat. Ori nu poți public să spui, da, găsim resurse bugetare pentru majorarea tuturor salariilor în România, dar pentru voi nu. Deși ne-am angajat în acest sens. Însă, acest tip de dezbatere, care ne duce și într-o zonă a ilegalității, dar și a ineficienței măsurilor propuse de guvern, pot fi însă soluționate și mă adresez acum în mod special conflictului de astăzi, pentru că el riscă să escaladeze, riscă să dezvolte tensiuni sociale și la alte categorii sociale care sunt pe drept astăzi nemulțumite. Concluzie, soluția este pe masa primului ministru. Acesta trebuie doar să ceară contractul existent astăzi în vigoare între Hidroelectrica și CET DEVA și să majoreze componenta hidro în acest contract și astfel a dat soluție tuturor acestor nemulțumiri. Imediat, adică chiar astăzi. Aș mai adăuga aici, pentru că astăzi a fost promulgată și legea pentru combaterea violenței în familie, deci oricum pentru protejarea familiei și pentru că este și o martie, guvernul, care este reprezentat și președinția prin doi bărbați, poate vor face un gest și către femeile din Valea Jiului, pentru că acel procent de acoperire a riscului pentru minerii care intră în subteran reprezintă și o măsură de protecție pentru familie și pentru femei. Considerăm că este momentul ca aceste vorbe să fie transformate în măsuri puse în practică de către primul ministru și de către președintele țării. Acesta a fost mesajul, nimic mai mult, pentru că reprezintă, în fapt, soluția imediată de rezolvarea problemei. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, vă sunt la dispoziție, vă rog. De unde ar putea fi bani pentru această reîntregire a salariilor bugetare, cum a anunțat șeful statului din Parlament? Dacă îmi dați voi, aici există, într-adevăr, o mare problemă. Și ne-am pus deja întrebarea. Ori acești bani au existat tot timpul și faptul că această reducere drastică a salariilor a fost inoportună, ori se vor da acești bani, indiferent de situația economică a țării, pentru procesul electoral care este deja în desfășurare. Noi considerăm că domnul președinte Traian Băsescu ieri, în mesajul pe care l-a adresat colegilor de partid, nu a făcut altceva decât să declanșeze campania electorală din acest an. În mod oficial. Eu aș vrea să completez și să spun că demersul președintelui este ilegal. Din două motive. Unu, vă rog să citiți declarația de ieri a Consiliului Fiscal, președintelui Consiliului Fiscal, ce atrage atenția asupra ilegalității demersului. Respectiv, nu poți cu 6 luni înainte de desfășurarea alegerilor să faci modificări salariale. Doi, nu poți face modificări în cursul acelui an odată ce ai prevăzut nivelul de salarizare în bugetul anului respectiv. 3. Nu președintele României face acest tip de demers. 4. Este limpede, nu există sursa, însă ea trebuie valorificată strict electoral. Cu atât mai grav că este făcută în Parlamentul României și cu mesaj strict electoral. De unde ar putea să vină aceste resurse? Din creșterea PIB-ului în acest an, cel puțin în primele 6 luni. Ianuarie suntem pe minus, februarie suntem pe minus, mai rămâne martie, aprilie, ca să poți să dai satisfacție pe iunie. Din ce? Investițiile în continuare au scăzut, consumul, vedeți, în continuare este afectat, atragerea de fonduri europene zero pe primele 2 luni, cu alte cuvinte, nu sunt aceste resurse. Ce reprezintă totuși această insistență? Clar, tipul de însă, pentru cel care a fost afectat de diminuarea salariilor, însă este păcăleală pe față, pentru că nu de creșterea salariilor trebuie să vorbească, ci de diminuarea puterii de cumpărare, deci de creșterea venitului. Și dacă se acordă această compensare, adică se revine la salariul din 2010, ia uitați-vă, numai prețul produselor petroliere a crescut cu 84%. A crescut prețul la energie electrică, prețul la gaze, toate celelalte taxe care au fost și parafiscale care au fost introduse în acest interval de timp, au corodat puterea de cumpărare. Deci oricum este o păcăleală pentru fiecare român. Însă limpede avem un mesaj al președintelui cu notă strict electorală. Și dacă adăugăm intenția guvernului de a lua bani de la câteva ministere, probabil de la investiții, ca să fie dați primăriilor pentru campania electorală locală, asta înseamnă că, de fapt, populația acestei țări va suporta această cheltuire a banilor în etapa următoare câștigării alegerilor, pentru că atunci, probabil, va veni un nou set de măsuri de reducere a salariilor sau de creștere a impozitelor, depinde ce soluție se va găsi. Este numai o falsă impresie că acest guvern dorește într-adevăr să restituie oamenilor ce le-a luat în decursul acestor 3 ani. Nu le va restitui nimic. Chiar dacă o brumă de bani va fi dată către populație, s-a spus maxim 5%, nu reprezintă nimic față de scăderea drastică a salariilor, a veniturilor, de creșterea prețurilor, de creșterea TVA-ului și mai ales de ce va urma după această risipă electorală. Și de efectele sociale extrem de grave care le-au generat aceste măsuri. Mă refer aici, în primul, la domeniul sănătății. Am pierdut, suntem în cod roșu cu numărul de medici pe care i-a afectat această decizie. Și care au părăsit România. Aș vrea să precizăm un lucru. Ne vom bucura dacă vor da acești bani oamenilor, pentru că oamenii îi merită. Și după părerea noastră și după toate soluțiile pe care le-am prezentat, nu trebuia făcută această reducere de 25% în momentul respectiv. A fost o măsură cea mai ușoară de luat pentru a strânge bani la buget, în loc să dezvoltăm măsurile care favorizau creșterea economică și păstrarea, cel puțin, a locurilor de muncă. Ca atare, ne bucurăm. Și așa cum se întâmplă și cu pachetele și pungile și gălețile care le vor da, oamenii să le ia ca să voteze conform conștiinței lor. Domnule deputat, este o soluție viabilă cea propusă de președintele Traian Băsescu cu revalorificarea mineritului? Dacă se adresează strategiei de aprovizionare cu resurse minerale a României, adică toate resursele minerale ale României, și mă refer aici la faptul că produceam 29 de milioane de tone de resurse minerale în această țară și astăzi mai producem 0,05 tone, da, este o soluție viabilă. Dar dacă ne adresăm strict perlei din zona resurselor minerale, respectiv aur, argint sau cupru, atunci este o mare greșeală, pentru că în grabă și într-un astfel de context riscăm să dăm o lovitură de grație, practic, siguranței în aprovizionare cu resurse minerale ale României. De ce? Avem cel mai bogat zăcământ de aur și argint din Europa. De asemenea, suntem pe primul loc la cupru. Chiar dacă este cupru, este un zăcământ sărac, suntem totuși ca rezerve pe primul loc. Suntem pe primul loc la sare, suntem pe primul loc la ape minerale. Ce ar trebui să facă președintele României înainte să facă această propunere? Să propună guvernului schimbarea de politicii de redevențe în această țară, astfel încât o sumă constantă să intre în bugetul României și să suplineze exact această zonă, iată, atât de puternic afectată, cea a salarizării, cea a pensiilor, cea a medicamentelor, cea a educației. Acest lucru ar trebui să fie primul. Întâi stabilesc politica fiscală și de redevențe, după care stabilesc ca pentru toate resursele minerale să încurajez investitorii să vină în această țară, nu doar la cele mai avantajoase și dezavantajoase pentru România. Eu cred că în România există soluții și pentru exploatarea de către firmele românești a acestor sămânțe. Dar nu vorbim de Roșia Montană, pentru că ea este aruncată așa în față ca să vorbim despre ea. Hai să ne gândim la Roșia Poel, acolo unde există și sămânțe de cupru, unde există soluții ale unor inventatori români de exploatare a acestor zăcăminte. Noi nu le punem în practică pentru că, de fapt, am vândut aceste zăcăminte. Pentru Roșia Montană tocmai s-a făcut o mărire de capital, la care noi n-am participat și ca atare suma care, sau procentul care ar reveni României a scăzut considerabil. Și mai vreau să fac o referire la reclamele care sunt date cu insistență la televizor. După cum ați văzut, până și acolo n-au putut să ascundă adevărul. Nici o persoană care a venit și a spus că are contract cu, la Roșia Montană, n-a spus că are contract de muncă și atât, are contract pe perioadă determinată. Da? 2 luni, 3 luni, 1 an. Și după aceea, ce vor face acești oameni? Noi o să rămânem cu o travă în țară, oamenii fără serviciu, da? Și aurul se va duce în afară. În ordine, măsurile ar fi următoarele. În primul rând, strategie de aprovizionare cu resurse minerale a României. În al doilea rând, prioritățile României în valorificarea acestor resurse. În al treilea rând, planul național de creare de locuri de muncă. Este ușor să faci un inventar al temelor, așa cum a făcut ieri președintele României, și nici o soluție, și nici un program concret de creare de locuri de muncă. Și 4, întotdeauna, atunci când îți diminuezi o resursă, trebuie în paralel să ai și un sistem de împărțire echitabilă a faptului că tu, ca stat, pierzi din resursă, dar îți trebuie să și aduci venit statului român în paralel cu cel al investitorului. Nu poți să creezi un dezechilibru, tu diminându-ți rezerva și oferind maximul de profit celui care investește. Dar cum considerați dumneavoastră intervenția de ieri a domnului președinte, care, după ce de foarte multe ori a luat poziție în favoarea Roșiei Montane, a soluției adusă acolo de exploatare, iar ieri, ca președinte jucător, așa cum s-a autointitulat, a spus că mine nu mă interesează problema comercială a contractului respectiv. Dar ce îl interesează pe domnia asta? Pentru că aceasta înseamnă pentru țară un venit mai mare sau mai mic. Condițiile în care a fost încheiat acel contract, pe care noi îl solicităm în fiecare zi să-l facă public, să vedem care sunt adevăratele condiții puse în contractul respectiv. Dar nouă, de ce ne e teamă? Că nu or să fie investitori pentru exploatarea aurului și argintului? Aceasta este temerea noastră? Vă asigur că pentru aur și argint vor fi, au fost, sunt și vor fi în permanență investitori interesați de România. În permanență. Nu asta este temerea României. România însă trebuie să fie foarte atentă la siguranța ei, la securitatea ei atunci când disponibilizează resurse. Da. Alte întrebări? În consecință, la ora 19 sunteți invitați de USL pentru sărbătoarea Zilei Femei la Câmpina, unde a organizat PDL-ul. Au mai rămas niște...